Un bărbat din Târgu Jiu a fost arestat pentru viol și pornografie infantilă. Târgu Jianul de 27 de ani este acuzat că a obligat un copil de 17 ani să întrețină relații sexuale în baia unei săli de jocuri de noroc și a filmat cu telefonul mobil. Imaginile au fost apoi distribuite pe chaturi. Un bărbat de 27 de ani, bănuit de viol și pornografie infantilă, a fost reținut în urma activităților desfășurate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii de ICOT, Biroul Teritorial Gorj. Din cercetări a reieșit că la data de 23 septembrie 2019, acesta ar fi determinat prin constrângere fizică și psihică un minor de 17 ani să întrețină un act sexual cu el în baia unui săl de jocuri din municipiul Târgu Jiu. Agresiunea sexuală ar fi fost surprinsă prin înregistrarea audio-video cu un terminal mobil ce aparținea bărbatului bănuit, iar ulterior ar fi fost stocată pe respectivul terminal și distribuită prin intermediul rețelelor de socializare și aplicat tip chat de comunicare către diverse persoane. La data de 18 mai anul curent, bărbatul a fost reținut și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. După 24 de ore de reținere, bărbatul a fost dus în fața instanței care a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.